Mă, băieți, băieți, bă, ce faci, măi, bă, omule, revină. Sunt orat. Dă-i cu pumnul, dă-i cu pumnul în cap. Nu, lasă, nu, nu, gata, gata, m-am calmat. Făceam, am văzut pasărea, am zis să fac și eu ca o pasăre și așa fac pasările. Ce pasăre ai văzut, mă, bă, liniștește-te, mă, puțin. Ia uite și pe ăsta. Voi știți unde suntem? Suntem la zoo. Suntem la pârnaie, yes! Bun, abia deci, scăpat. Suntem pe Marte, da? Nimic special pe Marte, bun. La cel mai periculos laborator, SKP. Și de la ce vine SKP? SKP vine de la măta e o grasă și urâtă. A, cream că vine de la dau un pumn în cap mori. Îți dau eu un pumn în cap mori. Deci, îți bag pumnul pe cur și te omor. Din cauza voastră ne-am făcut prea mulți inamici, ok? Da, bun. Bun. Hoghi, hoghi, sairune, tralala, bun. Suntem aici să ne facem propriul nostru monstru ca să-l batem pe Hoghi, ok? Ok. Ne facem propriul nostru monstru ca și cum ai construi un Lego. Pui capul, după aia mâinile și după aia picioarele. Da, îi facem patru brațe și două coze și un ochi. Bă, da. Și patru coarne din cap să iasă așa, să tragă cu flăcări, să acă... Avem o mică problemă. Am nimerit fix când ai vădat toți moștrii din laborator și acum suntem doar noi trei aici pe cont propriu și sunt și toți moștrii în libertate și vor să ne omoare. Eu nu văd niciun monstru, eu cred că tu minți. Din cauza că vrem să facem ăsta cu patru mâini, patru coarne să scoată flăcări. Nu-ți place ideea, nu? De ce ne-ai mai adus aici? Și două cozi. Și două cozi, și două cozi. Trei picioare și un ochi. Deci, eu o să mă duc mai așa, încolo. Așa. Și o să fug de monstru care vine de acolo. Bă, ce faci? Bă, deschide, bă, nu mă închide aici. Bă, nu. Scu monstru afară. Tony. Domnule albicios, vă bronzez eu dacă v-am salut. Am deschis ușa. Poți să vii înapoi, Tony. Haide. Uitați, a deschis ușa, duceți-vă după el. Aoleu! Gata, am închis-o la loc, nu pot să mai intri! Dă-mi drumul, vreau să te mănânc! E Tony acolo, uite-l! Tony, unde ești? Tony nu-i aici! Cum adică Tony nu-i aici? Tony nu-i aici! Deschide ușa! Deschid nimica, nu meriți! Ești un fraier și te bat când te prind! Na, bă, uite, acum mă crezi? Ha? Mă crezi că ai vada aia? Din vina ta era să mă... Dacă nu aveam fluverul meu și viteza mea, nu scăpam. Dacă mă credeai din prima, fugeam cu toții înăuntru și nu se întâmplau toate chestiile astea. Dacă deziceai din prima, dacă erai un om de încredere, că nu e vina mea că nu te crede pe tine, e vina ta că ești un om de neîncredere, că nu te cred eu pe tine, neîncredinciosule. Bă, băieți. Nu înțeleg de ce tot vă certați atâta. Că e prost. Bă, pe lângă asta știu. Dar uitați, aveți aici un păhărel cu apă. Vă pune fratele vostru apă caldă, apă rece sau combinație. Ce vreți, apă rece sau apă caldă? Bă, tu ne-ai lăsat singur în primul rând, bă. Tu unde ai fugit, mă, tot timpul ăsta? Ce ai mai face aici? Bă, am vorbit cu directorul de la baza asta foarte mare și a zis că mă lasă pe mine la butoane și ghiși când ce? În securitate! Eu am grijă de securitate de aici și ghiși ce? Habar n-am ce fac aici. Am intrat la un counter cu băieții. Hai băieții, dați-i, vin pe short. Au murit fraierul. Na. Vezi? Uite-te și tu, bă. Din vina mea și a lui. Deci din vina voastră sunt eu aici, că dacă nu vă cunoșteam, eu acum stăteam frumos la plază, ce iuț, o nebunie. Dar cu voi ce să fac? Bă, și plus de asta mi-a zis să n-apăs Alt F4, că deschid ușile de la toate zonele astea unde scrie pericol. Dar eu apăs Alt F4, fiindcă nu spune mie cineva ce să fac. Dar stați așa, băieți, mai întâi de toate, vreau să vă arăt ceva. Creația lui Dumnezeu, uitați-vă aici după gratile astea, e așa frumos, acolo din întuneric vine. Cine vine, mă? Ce se întâmplă aici? Uite-te atent acolo în întuneric, cască ochii și privește creația Domnului. Și creația, bă. Da. Bă, da. Nu e nimic în... Cum să nu fie... Bă, eu cred că ăsta e bolnav, mă. Bă, sunt toate celulele astea goale, mă. Eu cred că zice numai prostii. Și eu zic la fel. Ce trebuie să fie, bă, că nu e nimic, uite-te acolo. Bă, îți dau 5 lei dacă te bagi înăuntru. Stau eu 10. 10 lei? Mhm. Îți dau 15 lei. 13. Îți dau 13. Și ce mai... Intrăm amândoi. Bine, haide. Intri pe sub gratile astea pe aici? Da, hai. Hai, bagă-te. Na, că am intrat înăuntru, bă, na, și? Și ce? Da, uite. Să vă banul, aia zic, să vă banul. Să văd, bine, deci eu îți dau 13 lei și tu trebuie să-mi dai mie 15 lei. Deci, practic, tu trebuie să-mi dai mie 60 de lei în total. Bă, stai așa, bă, ce acolo în umbră? Acolo. Nu văd nimica. Bă, e ceva, bă, mi-e frică. Nu văd nimica.
Alo, e ceva în întuneric? Ai venit cu toții, cu toții la clubul lui Mickey Mouse. Ba, se aude ceva. Ai venit cu toții. Cântă, cântă ceva. Cântă ceva. Ce cântă? Nu văd. Oh. Ai venit cu toții la clubul lui Mickey Mouse. Mâncare! N-am mai mâncat de 100 de ani. Ah! Ah! Pe el mănâncă primul, pe el. Ce idee proastă a făcut de aici, mă? Ce fraier sunteți! Dă-ne, bă, drumul! Care moară ăla, dă-ne drumul! Ne distruge! Stați ca vitere aici după graj! Bă, deschide ușa, deschide... Mamă, îl rup pe sâmbătoare, îl rup zi, zi, îl bat, îl bat, îl mănânc! Bate palma, bate palma, bate palma! Aaa, prea încet, fraiere, mă, sunteți mâncați de ughi, ughi! Nu mai vreau să stau. Băi, nu mai vina ta, mă, că ți-a venit ideea să intrăm aici, bă, ești un nemernic, tu ai zis să intrăm printre gratii, că îmi dai bani! Tu ai zis primul! Tu! Tu! Dă-ne drumul, dă-ne drumul, că l-am urmă! Bă, te-o mor, te-o mor! E vina ta! Da, ia-ți vină cu ce... Bă, o să mă prins pe mine când vine Ughi-Ughi și vă mănâncă. Vedeți că acum e ora mesei pentru Ughi-Ughi. Că ne mănâncă! Tu, e vina ta, mi-a trebuit aici, bă, ochi bulbucați. Că tu ai creierul, ai capul ăsta mare degeaba, că îți bate briza pe acolo. Bă, eu știi ceva? Eu ies. Ies printre gratile astea cum am intrat. Și ce? Și te las pe tine aici. Nu, că mă duc, și, mă duc și pornesc electricitatea. Băieți, acum gardurile sunt electrice. Deci puteai să ieși până ajunse acolo, dar te-ai uitat ca postule. Vreți, vă fac demonstrație? Uitați, pun acest deget. Doar un deget, da? Electric, vedeți? Pune degetul și tu. Da, pune tu degetul. Bine. Cred că am uitat cu toții de monstru care ne urmărea la început. Pablito. Ce monstru? Tu ești singurul monstru de aici care este, ești tu. Uite, cu ochelarii aia, ești fix un monstru. Și cu eu zic să te mai uiți odată în stânga, acolo. Și dacă nu vreau. Aia e dreaptă pentru mine. Uite, mă uit în stânga, vezi? Nu-i nimic, azi doar două dulapuri. Bine, hai, hai că mă uit, hai că mă uit. Pablito, treci încoace. Vreau să vă mănânc. Băi, nu mai vina voastră, mă, și vina lui Pablito, că tu ai fost capul securității, bă, și ne-ai băgat pe toți în belele și ne-ai pus să vină moștii după noi, bă, și acum e la spatele nostru a tuturor, bă. Da. Bă, nu-i vina mea, nu-i vina mea că n-am știut ce s-a pus acolo, da? Directorul a zis că are încredere în mine. Bă, eu n-am mai pus, n-am mai făcut în viața mea așa ceva. Eu am jucat acolo în Counter-Strike ca băieții, nu așa jupăcher de așa. Taci, taci, gata. E un lift aici, îl chemăm, îl luăm și fugim. M-ați înțeles? Ce buton vin? Roșu! Buton roșu! Așa, vine de sus acum, așteptați-l, că vine, o să vină, o să coboare. Unde vine? Unde da, vine liftul? Păi uite-te cât ia, bă, de... A, bă, bravo. O să vină pe acolo, bă, vine pe acolo! Pe unde? Acolo? Bă, unde stai tu, bă? Îți cade în cap liftul! Bă, vine liftul, dă-te la o parte! Bă, Pablito, bă! Bă, l-a strivit pe ăsta, bă, liftul, mă, bă! Hai, mă, repede, liftul! E groasă, e groasă, e groasă! Bă, uite-l, bă! La revedere! Bă, ăsta-i! Bă! Bă, voiai să mă lași singur acolo? Voiai să mă lași singur? Eu, da, bă... Oh, alea! Am plecat, salut, te-am lăsat! Nu voiam să te las niciodată singur, să fiu. Pleacă-mă de aici, mă, bă! Bă, mă duc! Mă duc pe aici! Ha, ghicinei! Bă, ți-am zis că mă duc singur, nu trebuia să vii și tu! Bă, vin după tine, bă, că nu te las eu la greu. Haide, merge! Pablito? Ce faci, mă, aici, bă? Tu n-ai murit? Băieți, a fost schemă, v-am făcut sos schema! Ați crezut că am murit, ce fraier sunteți? Unul mai fraier ca altul! Bă, mi-am făcut griji pentru tine, de fapt nu prea, da, mă rog. Bă, eu am venit aici rapid la bar să beau ceva și eu ca șmecherii, mi-am făcut o băutură, un cocktail, așa am turnat, am băut... Îmi place băutura! Bă, eu zic că trebuie să fugim de el, bă. Nu mai e ok, nu e ok. Și eu zic, fii atent cu știu pe asta. Bă, poți să-mi faci și mie un cocktail? Da, Tony, cu ce vrei să-l ți-l fac? Cu suc de portocale și... piele de aligator. Acum, Tony, acum vine un cocktail pentru băiatul. Hai că vin. Let's go. Hai că vin cu o sticlă de... Tony! Ce Tony! Facem aici? Cum arme și-l rupem în gura! Bă, vrei să-l omori pe Pablito? Da, cu armele astea două! Ui, de încoace! Tony, ți-am adus cocktailul! Nu, încoace! Pleacă de aici odată, hai, du-te, pleacă! Bă! Gata, am scăpat. Băi, sigur că e ok ce facem? Da, mă,
mă, i-am dat un pumn în cap, mare chestie. În cel mai rău caz îi dăm cu astea. Ia uite, bombe nucleare. Uite-am cu bob, păi prietenul nostru, mă, până la urmă. Îi băgăm o bombă nucleară de asta pe fund, nu-i mai trebuie niciodată. Să vezi că problema o să fie când o să mănânce picant, dar astea, uei, lei. O să urcă. Tony, ți-am făcut un cocktail, deschide un pic ușa. Ți-am zis că nu mai vreau niciun cocktail de-al tău, băi. Bă, nu deschide ușa, nu deschide ușa. Bă, de ce? Trebuie să-l învăț minte pe omul ăsta și să-i dau cu puterea mea. Bă, lasă, bă. Deschide ușa. Hai, coate. Cocktail. Bugi. Să căpăm toate în pastă. Noooo.